Mulțumesc, Marina, iar dacă în timpul zilei ne vom topi la temperaturi de aproape 40 de grade, pe seară vin furtunile. Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea în 3 sferturi din țară, avertisment valabil de azi de la ora 19 până mâine dimineață la 10. Ne dă mai multe detalii în direct meteorologul de serviciu de la ANM, Diana Giurgiu. Bună ziua! Bună ziua! Într-adevăr, avem acest mesaj, această atenționare cod galben privind fenomenele de instabilitate atmosferică, după cum bine ați precizat și dumneavoastră, și începe valabilitatea în această seară și este valabil până mâine dimineață, astfel că în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de sud a Moldovei și local în Oltenia și Muntenia, vom avea perioade cu averse torențiale, astfel că în intervale foarte scurte de timp așteptăm ca și cantitățile de apă să fie de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Așteptăm acele intensificări ale vântului cu rafale de 55-70 de km pe oră, vijelii, grindine și descărcări electrice. Foarte important de precizat că în această după-amiază astfel de manifestări așteptăm pentru intervale scurte de timp și pe arii restrânse, în special în zona montană și în sud-estul teritoriului. Dacă tot ați vorbit și de partea de aspect termic, avem în vigoare o avertizare meteorologică, un cod portocaliu pentru ziua de astăzi, pentru județele Olt, Telorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița și zona municipiului București, precum și județul Constanța, unde așteptăm maxime de 38-39 de grade. Tot pentru ziua de astăzi, acest val de căldură ce persistă pentru restul județelor din sudul și sud-estul țării, unde așteptăm temperaturi maxime ce se vor sta în general între 33 și 37 de grade și minim între 18 și 23 de grade. Bineînțeles, cu disconfort termic ridicat și cu acel indice temperatură umezeală ce va depăși pragul de 80 de unități. Iar pentru ziua de mâine, scad temperaturile în bună parte din țară, însă pentru județe din sudul țării, din sudul Olteniei și al Munteniei, așteptăm să se mențină acest val de căldură și așteptăm în continuare maxime cuprinse în general între 33 și 35 de grade și un indice temperatură umezeală ce va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități. Foarte important de precizat că în prima jumătate a săptămânii viitoare acest val de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a țării.